Atunci când vine vorba despre gimnastica românească, toți visăm la medalii de aur. Responsabilă pentru asta este Nadia Comăneci și mulți alți gimnaști care pentru 32 de ani au urcat România pe podium la cele mai mari competiții din lume. Cu asemenea tradiție și așteptările sunt foarte mari, dar noi uităm de multe ori că cei ce își doresc într-adevăr asta sunt gimnaștii, aceia care sacrifică copilăria, viața, relațiile cu familia, timpul liber pentru a se dedica numeroaselor antrenamente, de multe ori pentru o scurtă rutină la Jocurile Olimpice sau la campionatele mondiale. Sunt Gabi Covaci și Anda Covaci. Suntem părinți la Rebecca Covaci. Suntem la clubul Omega Gymnastics în Coquitlam. În timpul respectiv, fata noastră se antrenează pentru gimnastică. Totul a început cu Rebecca acum aproape 2 ani. A văzut olimpicele de vară de la Beijing și i-a plăcut și a decis că vrea să facă același lucru. A început să se antreneze acasă, încercând să imite ce se întâmplă la televizor. În aceeași perioadă, Rebecca făcea gimnastică și swimming, dar a decis că este mult mai interesant și mai frumos gimnastica și a decis că vrea să meargă competitiv. Și făcând research online, am găsit Clubul Omega cu antrenori foarte buni care au foarte mulți copii în olimpice. Gymnastics, it's not only ability to do some salt or flips. Gymnastics is teaching young generation, young girls in our club, how to organize themselves, how to manage discipline, self-discipline in particular. And usually girls who are doing gymnastics are doing well in the school because they're managing time much better than average people. Gymnastics, I think it's the best sport that gives opportunity for girls to grow stronger and healthy, and gives opportunity to take any other sport after they start try to do gymnastics if they didn't like it. On the Canadian national team. At nationals, I've won 10 medals in total, and I've won a gold medal in Montreal on vault. Hi, I'm Shailen Olson, and I've been on national team for 1 year. I went to Canadians, and I won 5 medals all around. And I love gymnastics. It's one of my best things I love to do in life. Hi, my name's Shay. I'm a new member to the national team, and I am a carded athlete. This is almost my second year at Omega. I'm from Vancouver Island, and I've been to nationals twice and Elite Canada once, and I have 3 medals. I love gymnastics so much. I love the feeling, like, adrenaline, and it's a good feeling. Rebecca are 7 ani, a împlinit 7 ani în martie. Îi place foarte mult să cânte la pian, face lecții de pian. Îi place să schieze, îi place să patineze, îi place să nuate ca un pește. Îi place să meargă cu bicicleta, este foarte activă și din acest punct de vedere o încurajăm foarte mult. A luat locul 2 la Mini Meets, la unul dintre concursuri interprovinciale. A avansat, a fost promovată la nivel provincial și se antrenează ca din septembrie să înceapă să participe în competiții intercluburi la nivel provincial. Având copilul în gimnastică competitivă sau în orice sport competitiv, implică foarte mult suport și din partea părinților și a familiei, atât din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere al timpului petrecut și suportului încurajând copilul să dea ce are mai bun în el. Eu sunt în vizită și o aduc în fiecare zi și îmi face plăcere și doresc atât eu cât și părinții să o ajutăm să facă performanță.
Eu vreau să ajung o campioană ca și Nadia Comăneci. Au fost momente când a fost descurajată, când a fost la un pas să spună nu mai vreau gimnastică și ca părinți, datoria noastră a fost să intervenim și să o încurajăm, pentru că este ceea ce a vrut, ceea ce își dorește. De când a văzut Jocurile Olimpice, a fost legată de televiziune, legată de sport în sine și nu este ușor. Trebuie să o încurajezi și câteodată este dificil, câteodată poate să plângă, câteodată poate să aibă sufletul trist și e bine să participi. Ca părinte e bine să încurajezi copilul și este foarte important în acest rol. Rebecca is really good girl. She's trying really hard and it's very early to say how good she's going to be in gymnastics, but we're trying to give them her everything that we can to let her build all gymnastic skills. Se pare că e ceva în familie. Avem o nepoată, Anabel Kovács, și ea este în gimnastică ritmică. Se pare că se moștenește chestia asta în familia Kovács, nu știu, posibil. N-am practicat niciodată gimnastică, dar avem ca background plan sportiv, deci fratele meu Mihai Kovács, cât și eu am fost sportiv de performanță, am jucat fotbal și probabil de aici vine și gustul de a participa în competiții și sportul de performanță. Acum, pentru că nu mai pot să joc fotbal, sunt arbitru, arbitrez fotbal. Rebecca, fiind în gimnastică competitivă și având și alte hobby-uri, are un program destul de încărcat. Ea a terminat clasa 1, mergând clasa 2, începând din septembrie. Îi place foarte mult școala, este printre primele în clasă. Știu că pentru foarte multă lume arată că copilul nu are timp să se joace și tot ce înseamnă este muncă, dar având un program foarte strict și știind când are de făcut lecții, când are antrenament, reușim totuși să-i dăm și timp liber să se joace, să meargă afară cu prietenii. Pe de altă parte, chiar și aici la gimnastică și-a făcut foarte mulți prieteni și merg împreună cu clubul în not, merg în parc, merg aleargă împreună. Avem și timp de vacanță, chiar dacă clubul fiind deja în nivel competitiv nu îi dă mai mult de 2 săptămâni de vacanță, chiar și în timpul verii, acele 2 săptămâni le luăm și take advantage of them. Determinarea, munca și efortul încununate de succes ne învață încă o dată că pentru a reuși în viață trebuie să credem în noi înșine.